În această săptămână, Mercur începe retrogradarea da, care va dura până pe 25 aprilie, retrogradare în semnul bărbecului, pe casa relațiilor și asta înseamnă pentru balanță că deciziile de pe care le-ați luat voi în ultima jumătate a lunii martie, acum o să reveniți asupra lor da, legate de Acte legate de relația cu partenerul, relația cu clienții. Uite, vi se pot întoarce foști clienți în perioada asta, dar ce v-aș sfătui eu e să evitați să semnați acte în perioada asta sau să faceți înțelegeri cu oamenii, pentru că lucrurile nu vor rămâne așa. Da? Acum, dacă este neapărat nevoie, mergi la un avocat, mergi la un notar, unde vrei tu, da, și. Uh, mai cere o părere da? sau măcar îți asum că lucrurile nu vor rămâne așa. Da? Uh, este și o perioadă în care se reiau tot felul de discuții pentru balanță privind act